Facultatea de Litere și Știință ale Comunicării continuă să fie în topul celor mai căutate facultăți din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Este o facultate etalon cu performanță în domeniul științific și didactic. Facultatea de Litere și Știință ale Comunicării formează specialiști în domeniile limbilor, literaturilor și comunicării, cadre didactice în învățământul preuniversitar și universitar, traducători, interpreți, referenți, secretari, documentariști, asistenți de cercetare, cercetători, redactori, purtători de cuvânt, organizatori de evenimente. Mai multe detalii despre învățământul filologic de la Suceava ne-a oferit lector universitar dr. Călin Bârleanu. În Suceava, cel puțin, există o efervescență ieșită din comun din punctul meu de vedere, pentru că filologic înseamnă, în egală măsură, pregătirea pentru noile specializări. Unde mai există filolog incapabil să se logheze, incapabil să susțină o conferință online? E de neconceput ceva de felul ăsta. Unde există filolog care să aibă track de cameră sau de microfon? E de neconceput așa ceva. Tocmai în sensul ăsta, pregătirea sau școala filologică suceveană propune a absolvenților de liceu și aceste două specializări extrem de performante și, până la urmă, care au foarte mare lipici, dacă îmi permiteți formula asta, comunicare, relații publice, dar și media digitală. Vorbim aici nici măcar despre viitor, vorbim despre prezent și despre felul în care oamenii se pot specializa, studenții se pot specializa pentru joburi acum căutate, acum care cer specialiști, care cer oameni pregătiți, oameni capabili. Media digitală, cel puțin, din punctul meu de vedere, e cu adevărat o provocare. E o provocare și pentru facultate, în sensul în care, evident, cadrele didactice se vor pune la punct, se pun deja la punct în privința studiilor, în privința cercetărilor, în privința cursurilor și a orelor de seminar care trebuie să fie la cel mai înalt nivel, dar reprezintă o provocare fără îndoială și pentru studenți. Din fericire, vorbim despre o zonă fertilă din punctul ăsta de vedere, pe media digitală. Vorbim despre mari jucători în economie, care au nevoie, au fost în căutare și au avut, atenție, vreau să subliniez chestiunea asta, au avut angajați absolvenții ai Facultății de Litere și Științe ale Comunicării și lucrul ăsta în sine spune foarte multe, că noi reușim să ducem în puncte cheie, inclusiv la Bucovina TV, oameni pregătiți, specializați, care au făcut școală și care pot face performanță. Care credeți că ar fi specializările cele mai căutate de studenții acestei facultăți? Rămân totuși foarte căutate specializările engleză-română pe această direcție pur umanist-filologică, dar mă bucur să văd o resuscitare în privința comunicării și relațiilor publice. Au fost câțiva ani ceva mai dificili la admitere, dar în ultima perioadă, și mă bucur încă o dată, o spun, să văd un număr mare de studenți accesând comunicare și relații publice. Mă aștept la media digitală să văd de asemenea concurență foarte serioasă și pe bună dreptate. Pregătim oameni pentru joburi care pot fi întâlnite și sunt deja pe piața muncii. Cât de important credeți că este pentru un student să fie consecvent, să-și păstreze drumul? E o temă foarte grea asta. Nici nu știu cu ce aș putea începe. Nici nu știu de unde aș putea începe să răspund la această întrebare. Ar trebui, în primul rând, să facă sport în fiecare zi dimineață, în fiecare zi a vieții lui de studenții și, făcând treaba asta, să învețe consecvența și să vadă care este diferența dintre a face sport un an și a nu mai face un an și a te reapuca și ce înseamnă să citești, să fișezi, să cercetezi, bine, nu permanent în fiecare zi, că, domnule, viața de student înseamnă și petreceri. Înseamnă și foarte mult timp liber și din punctul ăsta de vedere avem un campus senzațional, din punctul ăsta de vedere, fără îndoială. Dar înseamnă totuși săptămâni în care trebuie să treci pe la sala de lectură, în care trebuie să stai de vorbă cu profi, în care trebuie să stai de vorbă cu colegii pe teme științifice, de curs și de seminar, în care să iei notițe, în care să faci fișe de lectură la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării. Lectura este una analitică. Deci constanța se vede de la o săptămână la alta. Studenții își dau seama de cât de complicată, de cât de dureros să nu ai constanță când se apucă să facă un articol pentru o revistă, pentru o conferință, cea mai mare parte a studenților, pentru lucrarea de licență.
greu, prima pagină, transpirații, șoc, nopți nedormite, mail-uri de profesorului coordonator, discuții, colaborări în grup, tu cum faci, tu cum scrii, de la neculci încoace, cărți din cărți se face, zici o vorbă, noi milităm împotriva ei și pentru creativitate și originalitate. Dar atenție! Asta înseamnă consecvența și constanța. Dacă faci fișe de lectură, dacă faci mici note cu opinii personale pe lecturile pe care le faci, științifice, firește, atunci lucrurile intră pe un făgaș mult mai simplu. Atunci și lucrarea de licență se scrie mult mai simplu. Eu încerc din anul întâi să militez pentru această constanță. Cercetăm, citim, dar o facem ca profesioniști, analitic, deci fișând, notând, nu în tren relaxându-ne. Asta a trecut momentul pentru așa ceva. Sau e loc și pentru asta, în weekend-uri, în vacanțe și așa mai departe. Și citim așa numai să ne deconectăm. Ion Creangă, de ce nu? Cu toate că Ion Creangă are o componentă importantă științifică. Pe lângă această consecvență de care spuneți dumneavoastră, credeți că există anumite calități pe care ar trebui să le aibă un student de la Facultatea de Litere? Există un prototip al studentului de la această facultate? Eu cred că există. Trebuie să fie un om pasionat și capabil de lectură. Un om care are totuși o carte de vizită sau un pedigree în sensul ăsta, care are ceva lecturi adunate și care simte că poate și vrea mai mult. Cred că dacă vorbim de curiozitate, vorbim de o calitate universală, nu numai despre studenți, dar mie îmi place să văd studentul și cred că ăla e un student care merge pe drumul spre performanță și de multe ori am văzut asta. Adică când vorbim de un student curios, care are foarte multe întrebări, care vrea, simte că, domnule, am terminat de citit, a se vedea că n-abuzăm cu reperele bibliografice, deci rețineți un amănunt important, dar a terminat de citit, dar pe direcția respectivă ar mai vrea ceva. E curios, vrea să mai afle în plus. Genul ăsta de curiozitate. Genul ăsta care e cu mâna pe sus și care nu se jenează. Domnule, stați un pic că n-am înțeles ce a spus. Ce e termenul ăsta? Puteți repeta, vă rog, am rămas în urmă. Genul ăsta de atitudine este una pe care eu o valorizez pozitiv. Ea este universal valorizată și cred că ar trebui valorizată pozitiv, dar în primul și în primul rând, dacă vorbim de Facultatea de Litere, trebuie să fie un bagaj, deci o gentuță, fișe, câteva repere importante în literatură deja bifate, deja procesate. Trebuie ceva, un bagaj totuși până la momentul ăsta, astfel încât să te simți confortabil, astfel încât să poți dialoga cu colegii, cu profesorii, să poți susține, argumenta o idee și așa mai departe. Ce recomandări ați avea pentru viitorii studenți ai acestei facultăți? L-aș recomanda să, dacă nu sunt curioși, să fie, să descopere această curiozitate în felul lor de a fi, de a citi, de a pune probleme. Le recomand să citească științific, obiectiv și analitic, asta înseamnă cu fișe de lectură. Le recomand să vorbească mult cu profesorilor, să-i caute, să fie insistenți, să n-aibă niciun fel de complexe, de nicio culoare. Universitatea și școala există pentru elevi și pentru studenți, nu pentru altceva. Și pentru dinamica dintre profesor și dintre cadrul didactic și elevi sau studenți, în speță studenți. Prin urmare, au foarte multe drepturi. Mi-ar plăcea să văd studenți, generații care își apără, își cunosc drepturile. Știu care sunt acestea și militează pentru ele. În primul rând, la libera informare, la exprimare, de ce nu, și la o pregătire cât mai performantă. Asta este un drept, însăși noi, chiar noi milităm și încercăm să-l protejăm, am vrea să avem parteneri și pe studenți. E vorba de un parteneriat până la urmă. Aș vrea să-l privească și studenții pe viitor în felul ăsta. Competențele absolvenților acestei facultăți de a comunica, de a stimula și ameliora comunicarea în limbile română, franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană și ucraineană le permit să se integreze relativ ușor pe piața muncii în Europa și în afara acesteia, dar și să reînvie, să promoveze și să înculce în mentalitatea comunitară valorile tradiționale ale Bucovinei, respectul pentru muncă și învățământ.
învățătură, creativitatea, deschiderea către celălalt. Despre pasiunea pentru literatură și limbi străine am discutat cu studentele Ozana Ciobanu și Simina Lazar. Cred că în cazul meu pasiunea pentru literatură a venit încă din perioada liceului, fiind absolventa unui profil de filologie, automat am avut contact cu spațiul acesta literar și nu doar cu spațiul literaturii române, ci cu spațiul literaturii universale și atunci a venit ca o continuitate firească alegerea unei facultăți de litere. Și în cazul meu, de asemenea, a fost o alegere firească, chiar din clasa noua, primul contact cu cadrul didactic de limba și literatura română de la liceul meu a fost decisiv și de atunci manifest această pasiune pentru literatura română în special. Ce reprezintă pentru voi acest univers al literelor, să spunem, în momentul de față? Cum vi se pare? Aveți anumite așteptări? Cred că s-a dovedit a fi mai mult decât ne-am fi așteptat când am început acest parcurs, pentru că am descoperit că la Facultatea de Litere nu ne formăm doar intelectual vorbind, ci ne formăm ca oameni, ne formăm spiritul critic, spiritul academic, gustul pentru literatură, gustul pentru literatura de calitate până la urmă și cred că acest parcurs a însemnat foarte mult pentru noi, deoarece cadrele didactice au avut mereu grijă să ne îndrume spre a ne dezvolta atât intelectual cât și spiritual în egală măsură. Credeți că ar trebui să aibă anumite calități un student care vine la litere? Cred că un profil ideal al candidatului la Facultatea de Litere ar fi dominat de o curiozitate excesivă, de autonomie, de un spirit critic. Bine, acesta poate fi cultivat și pe parcursul anilor de studiu și cred că pasiunea este esențială în acest domeniu și chiar se poate descoperi pe parcursul anilor de studiu. Da, sunt de aceeași părere. Cred că, în primul rând, trebuie să fie motivat un student care vine la litere de această pasiune. Nu neapărat, poate, pentru literatură, poate, poate pentru gramatică. Noi vorbim acum din perspectiva unor studente dedicate pe plan literar. Dar cu siguranță pasiunea contribuie. Este adevărat că o poți descoperi în timpul facultății, dar cred că în momentul în care vii deja cu această pasiune care îți dublează drumul academic, pentru tine ca student va fi mult mai ușor să reușești să te realizezi așa cum îți dorești. Știu că voi ați trecut deja prin faza aceasta a practicii de specialitate. Cum s-a desfășurat în cazul vostru? Unde ați efectuat practica? Eu sunt la specializarea engleză-română și cei de la engleză-română principal au efectuat practica în cadrul neuroesteticii. Dacă nu mă înșel, este primul și singurul laborator de neuroestetică din România. Și neuroestetica este, de fapt, o simbioză între artă și știință. Și asta mi s-a părut cel mai frapant, fiindcă analizează, de fapt, oscilațiile care se produc la nivelul creierului în momentul în care există plăcere estetică. În cazul meu, eu am terminat profilul de engleză-română și română-spaniolă și am urmat critica la biblioteca unei școli generale pentru română, iar pentru limbile străine am urmat-o la biblioteca universității în colaborare cu lectoratul spaniol. Pentru că, de regulă, cel mai bun ambasador al unei facultăți este chiar studentul. Ce recomandări ați avea pentru viitorii studenți ai acestei facultăți? De ce să vină ei la Facultatea de Litere? Cred că, în primul rând, pentru a se descoperi, pentru a descoperi cine sunt și ce își doresc să realizeze, pentru a avea curajul să cerceteze, să descopere, pentru a avea curajul să se plieze pe diferite universuri literare și pentru a se forma așa cum își doresc ei, ca oameni compleți, ca oameni care se pot integra în societate și care pot să valorifice frumosul în toate formele sale. Eu aș fi puțin mai metaforică și aș spune să transforme curajul în înțelepciune, să agite materia, să agite apele și în același timp cred că statutul de a fi student la litere este unul privilegiat, fiindcă capeți un drept, acela de a pune o cărămidă în teoria interpretărilor literare, de exemplu, și odată cu acest drept vine și o responsabilitate foarte mare, aceea de a-ți cântări argumentele, de a fi argumente pertinente în același timp, care să aibă o bază foarte puternică în spate. Despre universul literelor am discutat cu studentele Simona Vasilciuc și Camelia Cucu. Ce v-a determinat să alegeți Facultatea de Litere și Științele Comunicării și implicit USV? Cel mai puternic argument ar fi plăcerea pentru literatură, pentru lectură. Întotdeauna mi-a plăcut să citesc. Și în al doilea rând,
Nu am avut niciodată ocazia să studiez spaniolă la liceu, în generală, și am spus că aceasta este o ocazie foarte bună. În ceea ce mă privește, trebuie să recunosc că nu USV m-a atras prima oară. Voiam să merg în alte orașe, cel puțin, dar faptul că am ajuns aici a fost cea mai bună alegere. Limbile străine sunt pasiunea mea și dacă ar fi să aleg încă o dată, tot aici aș veni, pentru că pe lângă contextul în care ne aflăm cu pandemia, cred că această facultate s-a adaptat cel mai bine la pandemie prin faptul că am avut ocazia să ne întâlnim cu profesorii față în față, colegii, și asta a ajutat foarte mult. Cel puțin pe noi, cei de anul întâi, ne-a ajutat foarte mult. Ați avut vreun mentor care v-a îndemnat să mergeți spre această facultate? Sau ați ales voi din proprie inițiativă? Cred că la mine a influențat foarte mult faptul că am participat în clasa 12-a la concursul organizat de universitate, student pentru o zi, și aici am întâlnit doamnele profesoare de spaniolă care mi-au plăcut din prima clipă și am spus că merită să încerc. În cazul meu, chiar în perioada în care era admiterea la această facultate, am avut ocazia să vorbesc cu o studentă care a terminat aici și recomandările ei au fost cele care m-au împins. Și a avut dreptate în tot ce mi-a spus. Cum se desfășoară cursurile în cadrul acestei facultăți? Ați avut alte așteptări sau sunt pe măsura așteptărilor voastre? Aș putea spune că sunt pe măsura așteptărilor. Nu sunt cursuri doar teoretice, ni se dă ocazia să vorbim, să discutăm, să ne exprimăm opinia, și asta contează foarte mult. La limba spaniolă, cel puțin, având în vedere că am luat-o chiar de la zero, am început cu alfabetul, să spun așa, ne-am axat mai mult pe partea de gramatică, dar am făcut și literatură în același timp și ne-a ajutat foarte mult, pentru că am studiat aceleași secole în același timp și am putut să facem comparații între literatura spaniolă și literatura franceză. Voiam să vă întreb cum este viața de student la Facultatea de Litere. Presupun că pe lângă activitățile de zi cu zi, mă refer la cursuri, la seminare, participați și la activități extracurriculare. Nu știu dacă ați avut timp să vă implicați până acum în activități extracurriculare. Trebuie să recunosc că nu este o facultate ușoară, însă, tocmai pentru că o fac cu plăcere, devine mai ușoară. Am participat la un concurs, Colobiul Studențesc Mihai Eminescu, unde am și luat locul al treilea. În rest, nu prea am avut timp din cauza pandemiei. Sperăm să revină lucrurile la normal și să recuperăm. În ceea ce mă privește, am participat la o activitate acum aproximativ 2 săptămâni, când a fost și festivalul Zile și Nopți Studențești. Am avut ocazia să particip la un maraton, Citesc, deci trăiesc, și am putut să-i ascult și pe colegii mei care au recomandat cărți și a fost foarte bine. Ce le-ați recomanda viitorilor studenți ai acestei facultăți, absolvenților de liceu? Să aleagă Facultatea de Litere dacă chiar se simt atrași de această experiență, să spun așa. Nu trebuie să fie speriați, pentru că aici este un loc prielnic pentru a ne dezvolta și pentru a descoperi lucruri frumoase. Până la urmă, facultatea este locul în care ne formăm și cei care doresc să crească pot urma această facultate, mai ales dacă sunt pasionați de limbi străine sau de literatură. Cred că este locul perfect.